Amatorii de cremvu s-au declarat dezgustați după ce un videoclip mai vechi care arată cum se prepară a devenit viral în mediul online. Un videoclip de pe YouTube care a apărut inițial pe Discovery Channel a reapărut pe social media. În acesta se arată cum cremvuștii sunt făcuți dintr-un amestec de porc, vită și pui, însă carnea nu este proaspăt preparată, ci provine din resturi și subproduse. În timp ce unii entuziaști au declarat că videoul îi face să păftească la și mai mulți cremvuști, alții și-au pierdut apetitul după ce au aflat care este procesul de producție. Gustarea care este originară din Germania trece mai întâi printr-un proces de mărunțire. La carnea tocată se adaugă restul de carne de pui, amidon alimentar, sare și alte arome. În compoziție se spreiază apa și totul este amestecat într-un container încăpător. Producătorii completează cu sirop de porumb și îndulcitor. Pentru ca și să fie suculenți, se pune din nou apă, iar altă mașinărie prelucrează compoziția de carne într-o emulsie fină. Cremvuști sunt o cătură din restul de carne, tendoane și orix lănină cu totul, până la 40% grăsime, la care se pune și carne dezosată mecanic sau carne, o tocătură din resturi precum tendoanele. Grăsimea din cremvuș ne îngrașă și crește nivelul colesterolului. Cremvuștii mai conțin și nitrit, dar și nitratul de sodiu E-250 și E-251, care împiedică dezvoltarea bacilului botulinic și dau mezelurilor o culoare rozalie. Totodată conțin și monoglutamat de sodiu sau E-621, substanță care face mâncarea gustoasă. Deși par dietetici, cremvuștii au o calitate îndoielnică și și sunt bogați în grăsimi și aditivi. Alături de cârnați, salamuri, diferite tipuri de șuncă, îi găsim aproape zilnic în meniul copiilor, fie la grădinițe, școli, fie la mesele de acasă. Pe lângă restul aditivilor periculoși au și adaos mare de sodiu, deloc bun pentru sănătate. Ne relatează Liana Conțiu, nutriționist. Mai apoi cremvuștii sunt trecuți printr-un duș de fum lichid, înainte de a fi mutați într-un cuptor. La final, aceștia sunt înmuiați în apă sărată pentru a se răci și a fi gata de împachetare. Mulți dintre urmăritori au comentat vis-a-vis -vis de procesul de producție. Nu cred că voi mai mânca vreodată cremuș. Relatează sărbători alături de tine